ziua! Bucuroși de oaspeți! Domnule Mihail, venim astăzi la dumneavoastră cu urări de bine. Căci anume astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Dați-ne voie să vă felicităm, să vă dorim din tot, din adâncul sufletului, multă, multă sănătate. Ani lungi, frumoși, de toți dați de la Dumnezeu, doar cu zile de fericire, cu zile senine. Aici, în casa dumneavoastră, să domnească pacea, să fiți întotdeauna înconjurat de oameni buni, iar cei dragi sufletul să stea cât mai mult aici, acasă, lângă dumneavoastră, și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Dar noi nu știu. Haideți să vedem! Aveți o tortă pentru masa de sărbătoare. Pentru scumpa și dragă măicuță avem o floare frumoasă. Dumneavoastră, o șampanie. Și știm noi că vă plac foarte mult plăcintele, da? Iată că v-am adus un talger plin, plin cu plăcinte. Și sigur că avem... Eu distribuim că... Lasă-i bahala ai mare, lasă-i oameni așa să-i jut. Bahala, da. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpul, bunul și iubitul nostru, astăzi, în livada vieții tale, sădești încă un nuc. Fie ca el să crească și mai roditor decât cei pe care îi ai deja. Despre tine s-ar putea scrie cărți. Cărți de omenie, modestie, hărnicie, înțelepciune și multe calități pe care mata le ai. Să știi că cele mai frumoase sărbători le-am avut aici, acasă, între acei pereți pe care cu sudoare, iscusință, cu propriile mâini i-ai ridicat. Ne-ai pus pe masă cea mai dulce pâine și ai fost cel mai mândru de reușitele noastre. Un tată te învață să nu uiți de unde ai plecat și îți oferă încredere pe drumul ce-l urmezi. Datorită ție avem speranță, înțelepciune și credință. Puterea și dragostea ta ne-au îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi, pentru faptul că ne susții când ne e greu și că ne dai un sfat atunci când avem nevoie. Îți mulțumim pentru zilele muncite de cozori și până în noapte. Îți mulțumim de nopțile nedormite, petrecute în câmp pentru a ne face zilele mai frumoase nouă. Ți-ai sacrificat o perioadă bună din viață pentru binele nostru. Ai fost și ești un exemplu demn de urmat pentru noi. Ești un etalon al bărbăției, puterii, înțelepciunii și a demnității. Cu ocazia zilei de naștere, îți aducem calde din inimă felicitări însoțite cu urări de bine și belșug. Fie ca ziua de naștere să-ți aducă multă bucurie, fie ca anii care au trecut să nu lase amprente pe sănătatea ta, ci dimpotrivă, să poți să te distrezi așa ca atunci, în tinerețe. Îți dorim ca această zi să rămână în biografia ta ca o pată de lumină care nu se șterge niciodată. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem alături, dar cu sufletele și gândurile suntem aproape. Te iubim enorm, cu la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vin fiica Larisa, fiica Vica împreună cu ginerele Oleg, nepotul Alexandru, nepotul Dumitru împreună cu Iulia, strănepoțica Izabela, Anastasia împreună cu soțul Ivan, strănepoțelele Valeria și Amelia și Daniela împreună cu strănepoțelul Darius. Felicitări dumneavoastră! Noi și știm precis că puteți și dumneavoastră să le spuneți un mic mesaj pentru cele dragi sufletului. Dorim sănătate. Da, vouă vă spunem mulțumim din suflet și vouă tot la mulți ani. Domnul Mihail, noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste și la 100 noi mai venim odată.